Luca Salmeu, Lumină de la Dumnezeu. Pe 12 decembrie 2023, ora 14, primeam cel mai frumos nume, mama ta. Te-ai născut din iubire, lumină, credință și rugăciune. Și îmi doresc să crești tot așa. Astăzi vreau să-ți promitem că vom fi acolo să te purtăm pe brațe până când îți vei propune să începi pe coate și genunchi să explorezi lumea. Apoi vom fi acolo să te ținem de mânuțe, să ajungi la fiecare curiozitate. Mai târziu, fix în spatele tău, să-ți prindem fiecare cădere. Poate nu vom reuși mereu, dar să știi sigur că vom fi acolo să o alinăm. Apoi, treptat, tu îți vei lua zborul. Vei alerga, vei cunoaște și te vei îndepărta fără să mai simți nevoia să fim noi la capătul mânuței tale. Dar să știi, dragul meu, că noi tot acolo vom fi, aplaudând fiecare reușită și încurajând fiecare încercare. Și să nu uiți niciodată că ori de câte ori vei întinde mâna, mami și tati vor fi acolo să o prindă. Pentru că nu știm nici alt loc unde ne-am dorit să fim, nici altă mână pe care ne-am dorit să o prindem. Cu toată dragostea, pentru totdeauna, semnează mami și tati. Te iubim! Iubiți credincioși și credincioase, astăzi ne-am adunat aici, în casa Domnului, la un moment cu totul deosebit din viața acestui prunc, Luca Andrei, momentul în care el a primit botezul, s-a unit în chip tainic cu Domnul Iisus Hristos, a primit har dumnezeiesc, începând din acest moment să pășească cu pași timizi precarea împărăției lui Dumnezeu. Am săvârșit această taină a botezului, dragii mei, din porunca Mântuitorului Iisus Hristos. După slăvita sa înviere, Domnul s-a adresat astfel către Sfinții Săi ucenici apostoli. Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată, ne-a promis Domnul, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Așadar, apostolii au botezat toate neamurile, inclusiv neamul nostru românesc, și de atunci și până astăzi și până la sfârșitul lumii vor fi botezați oamenii în numele Sfintei Trei, spre iertarea păcatelor și spre primirea darului Duhului Sfânt. Nu se poate mântui omul fără ca să primească această sfântă taină botezului, despre care Sfinții Părinți spun că este ușa de intrare în creștinism, nu ușa bisericii. Este prima dintre cele șapte taine ale Sfintei și Dumnezeu Biserici. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Așa și cel mai lungat. Se botează robul Dumnezeu, Luca Andrei, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin. Acum și pururea și-n vecii vecilor. I-am auzit cu toții pe nași mărturisind de trei ori că ei cred în Dumnezeu Tatăl, Făcătorul Cerului și al Pământului. Nu așa? I-am auzit cu toții mărturisind aceste cuvinte. I-am auzit cum au spus că ei cred în Hristos Mântuitorul, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, care s-a întrupat la plinirea vremii pentru noi și pentru a noastră mântuire. I-am auzit mărturisind despre Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Am auzit că dumneavoastră credeți din tot sufletul într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Ați mărturisit un singur botez și ați spus că așteptați cu nerăbdare viața cea veșnică, viața veacului ce va să fie. Toate aceste sfinte învățături, toată această comoară de învățături trebuie să o transmiteți în sufletul fiului dumneavoastră, căci astăzi în grădina lui Dumnezeu a fost răsădită o plantă firavă. Iar grădinarul este cel care
se îngrijește ceas de ceas, clipă de clipă, ca plantele din grădina sa să rodească și să binecuvinteze sufletul omului cu roade bogate atunci când rânduiește Dumnezeu. În grădina Domnului nașii sunt grădinarii cei binecuvântați care îngrijesc de sufletele cele plăpânde ale copiilor. Așadar, trebuie să vă luați în serios această responsabilitate. Vă felicit la acest moment deosebit din viețile Domnului voastre și rog pe Părintele Ceresc să ne mai îngăduie momente fericite ca acestea. Sănătate și la mulți ani!